A furat aproape 8 milioane de lei, iar în continuare va sta după gratii. Este vorba despre fosta șefă a depozitului de valori a filialei din raionul Râșcanea Băncii de Economii, care a fost condamnată la 8 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în proporții deosebit de mari, potrivit oamenilor legii care au pornit ancheta după o sesizare a administrației băncii. În perioada 2007-2014, aceasta, împreună cu câțiva colegi, au avut o înțelegere de a fura bani din depozit la care avea acces liber. Astfel, după ce condamnata intra în posesia banilor, aceasta recurgea la diferite metode de convertire, transfer, deghizarea originii sau deplasarea reală a banilor, respectiv a reușit să bage în buzunar circa 7,7 milioane de lei, aproximativ 50.000 de dolari și aproape 89.000 de euro. Coincidență sau nu, dar în perioada de activitate în cadrul băncii, inculpata și-a procurat bunuri imobiliare în valoare de mai bine de 1 milion de lei. Menționăm că în acest caz mai sunt cercetați directorul filialei, contabilul șef și adjunctul acestuia. Pe durata urmăririi penale, inculpata nu și-a recunoscut vina.